Ziua bună, prieteni! Astăzi este o zi minunată în care pot să vă mai aduc niște clipuri frumoase ale orașului. Nu mai așa cal, prieteni. Cunosc blocurile astea din copilărie. Da, prieteni, le cunosc din copilărie. Aici odată era o alimentară a prieteni. Da, prieteni, v-am spus că cunosc blocurile astea încă din copilărie. Aceste clădiri vechi, prieteni, Bulevardul Castanilor, prieteni, către gară. Mai vedem și noi bulevardul, prieteni. V-am spus că cunosc clădirile astea, prieteni, încă din copilărie. Sunt clădiri vechi. Blocuri vechi, prieteni, aici odată era o alimentară. Dealul mare, prieteni. Aici, prieteni, e partea Bulevardul Castanilor care merge către centru, iar cea din spatele meu este cea care merge către gară. Și acum, prieteni, mergem către centru, că azi este super frumos, prieteni. Chiar dacă e soarele pe cer, numai așa cald, e plăcut. Facem o plimbare frumoasă prin centrul orașului. Pentru că numai așa cald. De când nu mai e așa cald, prieteni, deci când nu mai e așa soarele mai puternic, pot să ies să mă plimb. Dar când e soarele puternic, a și plouat, perfect, prieteni, super perfect. Să mișc imaginile, prieteni, pentru că sunt cu telefonul și e și normal să mai niște imagini pentru că filmez cu mâna. Și aproape că am ajuns în centru, prieteni. Aici este capătul bulevardului către centru, prieteni. Da, prieteni, astăzi este o zi superbă, o zi frumoasă, prieteni, ca de primăvară așa, prieteni, ca de mai.
Da, prieten, este super frumos. Deci astăzi se poate umbla să te plimbi, pentru că a și plouat, e plăcut, numai așa soare puternic, dar merge, prieten, merge perfect. Da, prietene, asta este o zi super frumoasă, prieteni. Ați merge o plimbare, prieteni. Prieteni, deci azi chiar merge o plimbare super perfect, pentru că n-am mai fost de mult pe aici. Facem acum o plimbare, prieteni. Aici e mănăstirea Stelea. Auzi, și mănăstire frumoasă, prieteni. Da, prieteni, aici s-a renovat toată strada, prieteni, ia uitați, asfalt peste tot. Aceste blocuri, prieteni, le știu din copilărie, prieteni. Blocuri foarte vechi, prieteni. Clădiri pe care le știu din copilărie, prieteni, de foarte mult.
Pentru că dacă aici am copiluit, știu toate străduțele astea. Și acest părculeț, prieten, super frumos. Da, prieteni. Clădiri foarte vechi, ia uitați. Și parcul Chindia, prieteni. Și aici avem tot așa clădiri și blocuri care le știu tot din copilărie. Locul acesta tot așa îl știu, de când veneam cu părinții și ieșeam din parcul Chindia și mergeam să-mi plimbam pe aici. Aici avem curtea domnească, prieteni. Da, prieteni, mergem către piața Doi Brazi, pentru că acolo am copilărit, prieteni, acolo la piața Doi Brazi am copilărit. Mai facem o plimbare, pentru că nu e așa cald cum am mai spus-o, e perfect astăzi, prieteni, e super, super frumos, prieteni. Așa îmi place mie să fie, să nu fie cald rău, că nu prea rezist la soare mult. Dar acum este perfect astăzi, e super perfect, prieteni, e minunat. Da, prieteni, facem o plimbare pentru că n-am mai fost de mult pe aici, de când au început căldurile astea mari, n-am mai trecut, dar acum e super perfect, prieteni, această stradă, Bălcescu, parcă știu că îi spune din copilărie, care duce până la gara Tăiș. Vine de la către magazinul Chindia și duce până către gara Tăiș, prieteni. Frumos, prieteni, o zonă în care eu am copilărit, un pic mai înainte facem dreapta și coborâm în parcul Chindia. Parcul Chindia, unde aici am copilărit, aici nu jucam când eram mici, aici veneam de 1 și 2 mai, de sărbători, sărbătorile de iarnă frumos în parc aici la Chindia, pentru că, prieteni, vreau să vă spun sincer că aceste locuri n-ai cum să le uiți, pentru că dacă locuiești aici în oraș, și dacă ai plecat din oraș, îți mai aduce aminte de orașul tău, pentru că Târgoviștea, prieteni, este un oraș super frumos, parcul Chindia e acolo, prieteni. Aici veneam în toată copilăria mea și mă plimbam. Aici vedeam filmele din grădina de vară, parcul Chindia. Cine își mai aduce aminte, prieteni, de
alimentarea odată doi braț prieteni, în care era o alimentare mare aici, jos la parter aici, iar sus acolo era magazin de încălțăminte, îmbrăcăminte și acum mi-aduc aminte că veneam cu maica mea și aici îmi luam bocanci, îmi luam uniformă de școală, pentru că se găsea prieteni, mai era una micro 4 acolo, în față, lângă magazine acolo, magazinele vechi pe care le știați cu toții prieteni de altă dată. Cine își mai aduce aminte, prieteni, că acolo, chiar unde e mașina aceea, unde e barul acela, era o frizerie. Cine își mai aduce aminte că acolo era o frizerie? Mi-aduc aminte că mergeam cu părinții în parc și să știi că era o frizerie acolo, prieteni. Dacă vă mai aduceți aminte, prieteni, aici unde filmez, eu era odată una o prăzară. Era una prăzară în care veneam și mă trimiteam mai că mai cumpăram cartofi. Era mai măricel, aveam 13 ani. Păi ce mi-e din micro 4 și până aici? Pentru că veneai pe ulicioarea mică, între cartiere și ajungeai în piață. Și aici, prieteni, era odată una prăzară în care veneam și cumpăra lui maica mea cartofi, varză, prieteni, și mi-aduc aminte cu plăcere și cu mare bucurie, prieteni, vă spun cu mare bucurie, când venea anul nou, Revelionul, îmi luam bradul de aici, bradul de anul nou, prieteni, în care făceam bradul ăla, îl puneam în casa la geam, prieteni, lângă calorifer acolo, și aveam o mare bucurie, prieteni, când venea iarna, pentru că luam sanie și ieșeam pe afară și ne jucam. Și ne jucam cu bulgări, prieteni, și ne jucam cu săniușa în fața blocului, în cartier, acolo, în parcare, cu toții. Iar după aceea mergem în parc cu Chindia, prieteni, acolo, uitați acolo, intrarea în parc. Mergeam în parc cu Chindia și ne dădeam cu sania tu mai de sus de la intrare, că nu erau porțile înainte acolo. Și ne dădeam cu sania de acolo, de la porțile alea, și ajungeam cu sania ca alunecat, că erau zăpezile mari, prieteni, ce nu-și mai aduce aminte. Nu ai cum, prieten, să nu te aduci aminte cum se punea bradul acolo jos în față, unde acolo în față se punea bradul jos, unde scrie acolo Târgoviște, acolo unde pune florile alea frumoase, acolo la intrare, acolo se punea și ne dădeam cu sania, prieten, și aluneca sania până dincolo de statuie, prieten, acolo jos. Mergeam până aproape de lac, prieteni, pentru că erau clipe și momente frumoase, prieteni, în care noi copiii de atunci, tinerii de atunci, ne plimbam și ne jucam, ieșeam la joacă, prieteni, nu simțeam noi frigul. Mi-aduc aminte, prieteni, aveam o pereche de bocanci, să mai dezlipeau ei și lua apă, prieteni, și stăteam așa până să usca șosetele în picioarele mele. Erau alte vremuri, prieteni, alte timpuri frumoase, alte joacă. Și cine își mai aduce aminte, prieten, clădirea de acolo în față? Acolo odată mi-aduc aminte că mă duceam și îmi cumpăram jucării, figurine. Și acum mi-aduc aminte, erau figurine acolo, cum ne jucam noi copii înainte, aveam figurine. Aveam mașinuțe, machetele de mașinuțe. Aveam o grămadă de jucării frumoase, prieteni, înainte. Clipe frumoase, prieteni, din trecutul nostru, din copilăria noastră, prieteni, pentru că noi am avut o copilărie frumoasă, vreau să vă spun sincer, pentru că erau alte timpuri, prieteni. Da, prieteni, amintiri frumoase în care nu poți să uiți. Fiecare dintre voi care ați locuit în Târgoviște și sunteți plecați, prin aceste imagini, cred că vă mai aduceți un pic aminte de orașul vostru, de clipele frumoase ale copilăriei, cum ne jucam noi, prieteni. Și mi-aduc aminte, prieteni, că mergeam cu colinda. Ah, cât de frumos era, prieteni, că mergeam cu colinda. Păi toți banii care îi strângeam, mergeam cu colinda, mergeam cu steaua, mergeam cu sorcova, mergeam cu colindul, cum se dea covrici. Și strângeam banii de la stea, de la plugușor și de la sorcovă și mergeam sâmbătă și duminica. Mergeam în oraș, pe centru vechi, mergeam la filme, cinema Independența, Popular și Victoria, prieteni. Ca altceva nu avem ce să facem, mergeam la cofetărie și în parcul Chindia, prieteni, și joaca de zi de zi era în parcarea în fața blocului, prieteni. Cine își mai aduce aminte, fiecare dintre voi, cum stăteam în parcare și ne jucam, prieteni, ba cu mingea, ba iarna cu săniuși,
ba făceam om de zăpadă, ba ne jucam cu bulgări. Cât de frumos era prietenii odată și mai țin aminte cu plăcere. Mi-aduc aminte odată, prieten, era un vecin al meu acolo care lucra la uzină și a făcut el o sanie mare. Cred că avea sania lungime, cred că avea un metru jumate, prieten. Nu știu, i-a trebuit la țară lui ceva și a cumpărat o mașină de spălat. Cine își mai aduce aminte, Micro 5 era magazinul ăla electric acolo pe colț și avea acolo televizoare, multe produse, cum era înainte la electrice. Deci cumpărai lanterne, baterii, tot felul de chestii de-astea. Baterii pentru lanternă, vreau să spun. Și mi-aduc aminte, prieten, că mi-a dat mie sania vecinului, nu știu ce a cărat el cu ea, și mi-a dat 1000. A folosit-o ce a folosit el și după aceea mi-a dat 1000. Pe ani de zile, prieteni, am ținut-o la subsol acolo la noi în cartier în Micro 4 și am folosit-o în copilărie pentru că toți copiii ne jucam cu ea, că era mare, vă dați seama că avea 1,5 metri, prieteni, și cred că intram 7-11 pe ea. Și ne jucam în parcare când ieșeam de la școală, majoritatea de noi prieteni. Aveam fiecare sanie, dar sanie era mare și ne trăgeam toți prietenii acolo și mi-aduc aminte când de frumos era, prieten, iernile alea mari, grele, cum erau, prieteni, zăpezile alea mari, prieteni, acolo în cartier. Mă dau seama că ne știam din cartier toți acolo, haide bă, să ne jucăm. Și ne jucam toți cu sanie, ne plimbam. După aceea veneam un par la chindia cu ea și vă dați seama, prieteni, 7-8 și intram pe ea și te zădeai că aici, te urcai pe sanie de acolo, de sus, intrați de acolo, intrarea în parc acolo, prieteni, și aluneca până dincolo de statuie, prieteni, cât de frumos era, super frumos, prieteni. Îmi face plăcere să-mi aduc aminte de clipele și momentele din copilăria noastră, prieteni. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine și fiecare dintre voi ați avut copilărie, aceeași copilărie frumoasă pe care am avut-o noi până în 1989, prieteni. E, aici, prieteni, e partea cealaltă din piață. Cine își mai aduce aminte, prieteni, de restaurantul Doi Brați? Restaurantul Doi Brați era acolo. Restaurantul vechi, care se știa 1980 și poate era și mai de mult, dar eu știu că veneam aici sâmbăta, duminica și în cursul săptămânii veneam cu taică meu. Îmi luau un suc, mi-aduc aminte că îmi luau un suc și bea bere la halbă sau alte băuturi ce bei acolo și acum mi-aduc aminte, prieteni. Și era un vecin de-al meu, un neacustică, bătrân, era, mi-aduc aminte, în 84, era el bătrân și mi-aduc aminte, că v-am mai povestit eu, venea el cu, a venit odată cu trăsura pe bulevard, că știți că pe bulevard, cine își mai aduce aminte, circula o trăsură ca taxi. Și l-a dus pe bătrânelul ăla, pe vecinul meu, pe Neacostică, l-a dus cu taxiul până acasă, în Micro 4, și mi-aduc aminte că era frumoasă trăsura aia cu doi cai, și așa bătrân cum era bătrânul acela, mai veneam aici și mai bea cât o tărie, mai bea cât o bere, mai mâncam cât un mic, avea niște cârnați buni odată acolo, mi-aduc aminte, prieteni, și niște mici. Bun, 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 prieten, cine își mai aduce aminte? Acolo, odată, prieten, cine își mai aduce aminte? Cred că era sigur, și acum mi-aduc aminte, era o mustărie. Acolo, cred că se vindea vin, că știu că era un, mi-aduc aminte, în 80 și ceva, erau niște butoaie acolo și vindea vin, prieten, și acum mi-aduc aminte. Dar cine își mai aduce aminte, prieten? De piața veche. Piața veche în care eu am amintiri plăcute aici. Mă temătea maica mea la piața veche de cumpăram cartofi verdeață de la bătrânelele alea, mi-aduc aminte, care vindea verdeață, cartofi și pepeni, prieteni. Cine își mai aduce aminte că mâncam pepeni aici în piață cu pâine caldă, prieteni? Dacă vă mai aduceți aminte.
Dar cine își mai aduce aminte, prieten, că era târg, este târg și acum, în fiecare duminică. Dar cine vă mai aduce aminte că tot duminică era, mi-aduc aminte, în 80 și... Nu, nici acum, în 84 mi-aduc aminte, era târg care se vindea vechituri și erau, dacă mă aduceți aminte, erau tarabele alea vechi. Pentru că piața cu ei, vedeți, e înaltă, dar înainte piața era joasă. Mergeai și era bordură, aia, ridicai piciorul pe bordură și urcai direct în piața, prin. Mai ți-ți aminte, prieteni, piața veche, cum era odată, în care veneai și îți cumpărai verdeață, cumpărai ce aveai nevoie, prieteni. Piața veche, prieteni, în care mai cumpărai câte ceva, cum era pe vreme. Deci, prieteni, zona pieței de aici dă către Micropasul, de aici. Aici cine își mai aduce aminte, prieteni, că întorcea autobuzul 6 și 5. Venea de acolo și întorcea pe aici, ăla pe aici. Deci aici, prieteni, e piața veche, Doi Brați. Mi-aduc aminte, prieteni, când ieșeam de la cinematograful din Parcul Chindia, Grădina de Vară, și toată strada asta era plină cu toată lumea din cartiere de aici, care veneau la film, prieteni, aici. Da, prieteni, și veneam pe aici, lăm pe ulicioara asta, care duce către Micro 4, și intram în cartier Micro 4, prieteni, că v-am spus că veneam de la cinematograful de Grădina de Vară din Parcul Chindie, era strada asta plină, prieteni, plină cu oameni. Și fiecare dintre noi știm zona asta, pentru că cei care am stat în cartier aici, cunoaștem zona asta, prieteni. Da, prieteni, cam asta a fost pe ziua de astăzi. Suntem în cartierul Micro 4, aici unde am copilărit. Vă doresc o seară frumoasă tuturor!